We are here to present you the spirituality and the music, Romanian music. Putem invitați să participăm la o conferință a Team Society. We are invited to Redlands University to be a part of Hymn Society, I think. Să prezentăm cântările unui frate român care a suferit în închisoare. Yes, the goal is to introduce the songs of a brother who was in prison in Romania and he suffered persecution for that. El a compus 8,000 for being Christian. 8,000 de melodii. He actually composed 8,000, I think, maybe more. I know what. 8,000 songs. Ele au circulat mai întâi în cadrul familiar, cântate, apoi în biserici, apoi în toată Europa. They started in the family first, then in the churches, and then in the whole Europe. Și acum a venit rândul să fie prezentate și în America. And now, it probably is time to be introduced to America. Amen! Este un proiect care, dacă se va împlini, este un moment istoric. If this plan is going to fulfill, it's a historical moment. Amen. Pentru că s-au tradus vreo 30 de cântări în limba engleză. They already translated about 30 songs in English. De o misionară din Anglia, Dorothy Elford. About a missionary from England, Dorothy Elford. She translated those songs.
aranjate de, de mine. And arranged about in Bible. This brother, his name is Puiu Casora. Și noi vom încerca să cântăm două din cântecele acestea. They will try to sing in English two of those songs. Și am vrea ca să fiți atenți dacă înțelegeți ce fate. And you be careful if you understand one of them. În continuare aceste două cântări, dar da, prima cântare este prima cântare compusă de moldoveanul în închisoare. Oh. First song is the first song composed in a prison by this brother Nicolae Moldovean. El în închisoare n-a avut acces la nici o hârtie, nici și un computer. And you know that in prison you don't have access to any paper. Anything, any computer, so he had to compose. Și doar a memorat. And memorized. Și după închisoare le-a ținut minte. After the prison, he remembered all of them, and after the prison, he started to write them. Yeah. El a suferit în închisoare împreună cu alți frați creștini, Traian Dros. He suffered in the prison with other brothers, Christian brothers, like Traian Dros. It's a poem composed writer. Mia Jovin, that was, and Richard Wurban. Acolo în închisoare ei chiar au plănuit acest proiect ca să își consume timpul învățând cuvântul și memorând cuvântul lui Dumnezeu. Okay. So in prison they planned these things. For the time when they're going to come out and to memorize the word and to compose music. Și după închisoare să le dea drumul să fie cântate de... And after the prison to be public, you know, publicized and gave to the to people to be sang and to be spiritually, you know, lifted. Vă rugăm să ne susțineți în rugăciune pentru acest proiect. I'm asking you to pray for us. Nu numai rugăciune, dar și cu orice mijloc care puteți financia sau ceva. And if you can in other ways, like financially, and you are able to support this plan, then they ask you for. Sau avem și câteva CD-uri. There are some CDs with Prodeum, which means in English for God. Amen. It's a Latin. There are two Latin words. And this brother actually, he finished conservatory. I want you to know about him something. And he finished two actually, pedagogy and composition. So he and he's yeah he's teaching in the Bible University in Oradea, Emmanuel. Bible University, Emmanuel Bible University in Oradea. Okay. Huh? So there are some CDs at the end. If you would like to buy, with $10 each, it's with the choir. Thank you. Oh.
Yes, go, yes, yes. Where I rise.
Precious Lord, take my hand, lead me home, help me stand. I am tired. Take my hand.
precious moon, please linger near where my life is home. Don't miss Wednesday nights. Amen. I hadn't heard that.